Motivația este un lucru primordial pentru fiecare dintre noi. La fel de motivat este și domnul Sergiu Obadă, personajul de astăzi, care a reușit să-și îndeplinească visurile, chiar dacă a întâmpinat multe obstacole în calea sa. Deja de 2 ani, Sergiu Obadă, în vârstă de 33 de ani, a deschis o întreprindere individuală, a închiriat un spațiu pentru atelier și s-a apucat de lucru. În urma unui accident rutier, Sergiu a avut de suferit o traumă, după care a rămas țintuit la pat. Acest fapt l-a afectat destul de mult și i-a privat unele posibilități, însă el nu s-a dat bătut, a muncit mult și a reușit. Dar a trecut foarte repede, chiar e că de la accident, chiar de unul mă gândim, 10 ani de-am. Adică... Și am vrut, adică, ca să nu stau să mă gândesc tot la cauza mea, la tragedia mea, am vrut să mă ocup, adică să-mi fie bă, capul în altă parte, nu numai la stau în scaun cu rotile. Astfel, eroul nostru a ales să își găsească o ocupație, potrivită stării sale, care îi va aduce beneficii. Începutul nu a fost deloc ușor. Am căutat mult pe internet, adică tot ce fac la moment este din... Am văzut undeva. Dar asta e una să vezi și asta e una să realizezi. Și de-a mamă acum, peste 2 ani, dacă nu mă greșesc, sunt experimente și... Până a obține succese în tot ceea ce face, a fost un drum destul de lung și anevoios. Dar Sergiu este o persoană ambițioasă. După mai multe eșecuri, continua să experimenteze. Chiar prima și prima dată când am făcut, ceva avem eu bani, mi se pare, și am comandat online. Mi-a venit, adică, sticla lichidă, dar scânduri lemne pe casă toți au. Și făceam chiar acasă. Vreo 2-3 luni, mi se pare că pe casă făceam. Nu se primea, făceam altul, nu se primea, făceam altul. Pe urmă aveam automobil, care era adoptat de mână, că eu conduc, am permis. Și l-am vândut și am mai împrumutat, mi se pare, niște bani. Și am luat o parte mai mare de sticlă și tot am pierdut-o toată, adică, mi se pare, câteva mii de euro. Și vreo, nu știu, vreo lună, două, n-am făcut nimic, tot am învățat, adică mă uitam cum să usucă, cum să, cât trebuie și lemnul de uscat, cum. Și pește vreo 2-3 luni de zile am luat un credit mare, mi se pare că sunt ceva de mii de lei și tot l-am pierdut. Sergiu și-a pus un scop, care foarte mult dorea să fie realizat. În ajutor i-a venit și sora, care spera că fratele își va realiza visul dorit. Mai mare e ajutor sora, adică sora tu, ea crede în mine tot timpul ce fac eu. Și sora mi-a dat în ultima oară, că dacă mai încerc și nu se primește, adică nu mai fac. Și slava Domnului, da, s-a primit. Adică am început să eu comez, până atunci făceam numai experimente, ne întrebea, adică să văd cum se primește toată asta. Lucrările sale le realizează prin intermediul internetului, online. Depune multă muncă și efort ca lucrările să le îndeplinească calitativ și la timp. Nu în zadar sunt procurate de persoane atât din țară, cât și de peste hotare. Și nu eu comenz încă mari ca să le fac ideale și mai mult să ele se vândă la Europa. România, Franța, Germania, Italia. Clienții care mă pe internet au încredere în mine, adică. Sergiu Obadă afirmă că destinul nostru depinde de noi. Orice nu s-ar întâmpla, nu trebuie să lăsăm mâinile în jos, mai ales tinerii care sunt în situații similare. În primul și în primul rând trebuie să aibă încredere mare în trânșă. Poate asta mi-a clipit caracterul. Dar la noi, oamenii care invalizi în scaun cu rotile, sunt... Nu știu, ei, nu cum zic de majoritatea, dar mai mult decât 50%, adânci totul e rău. Adică pensie mititică, ceva, au probleme, statul nu le dă. Dar ei singur nu vreau să fac. Poți să stai și acasă și să faci orice, absolut orice. Că îi zic că la noi soarta e așa. Soarta nu e așa, soarta e planurile noastre. Sergiu Obadă în acest răstimp a reușit să creeze și să confecționeze circa 50 de mese 3D din sticlă lichidă și lemn. Orice nu s-ar întâmpla, trebuie să credem în noi și să urmăm calea vieții doar cu gânduri senine. Aceasta este cheia succesului, afirmă Sergiu Obadă.